Mai multe delegații de sindicaliști din Gorj și Hunedoara au pichetat astăzi sediul guvernului. Aceștia fac parte din Federația Națională de Mine și Energie, la care sunt afiliați atât minerii cât și energeticienii. Motivul protestului este legat de situația critică în care a ajuns sectorul energetic. Delegația sindicală Muntele participă la această manifestare pentru a trage public un semnal de alarmă față de problemele existente în cele două bazine carbonifere. Am fost aproximativ 100 de sindicaliști din cadrul Federației Naționale Mine Energie și a fost o acțiune care a avut menirea de a atrage atenția Guvernului României vis-a-vis de gravele probleme cu care se confruntă atât complexul energetic Oltenia, cât și complexul energetic Hunedoara. Am mânat o petiție pe care am adresat-o domnului premier și am înregistrat-o la registratura Guvernului României, în care am expus toate problemele importante cu care se confruntă, din punctul nostru de vedere, cei doi producători de energie electrică. Un meeting similar a avut loc și în luna august. Atunci, pe lângă mineri și energeticieni, au participat și simplii locuitorii județului Hunedoara. Cu toții au ieșit în stradă sub deviza Hunedoara suntem noi. Se pare că nemulțumirile nu au ajuns la urechile mai marilor statului, sau dacă au ajuns, au fost trecute cu vederea.